Mesaje primite la 1272. Un cuplu de modă veche, șapte spuse la ureche. Nu știu care e mai vulpoi, dar mi-e drag de amândoi. Văd priviri timide, calde, văd cum el din ochi o soarbe. Văd că el tot lovește și cu palmele îi vorbește. Nu știu cât o mai lungesc, nu mai pot, înnebunesc. Semnează o vulpe din București. O pupăm. Niculae, dacă vrei să o recucerești pe Simona, învață de la Dănuț. Glume cu tentă sexuală la greu. Cum? Dar nu sunt genul bătăi asta. Violente cu perne și papuci, refuzuri pe față și batjocură zilnică, luat la mișto și, în general, o atitudine de lipsă de respect. Se pare că merge. Simona e topită după gesturile astea, le cere zilnic și nu se lasă până nu primește papuci peste spinare. Sper să reușești! Baftă, Niculae! Diana din Alba Iulia. N-am ce să nu fac așa. Așa e. Merge tactica. O recomand tuturor. Îl las pe Dănuțul locul meu. Ideea este, Simona, din ce înțeleg eu din acest mesaj, că Dănuț se poartă cu tine... Nu, a fost doar o joacă, ne jucam cu pernele și nu am de ce să dau... Dar îți place mai mult decât un băiat care a încercat să fie... Nu a fost galant, să fie atunci, finut. Nu mă interesează. Fie, fiecare face ce vrea și cum vrea. Marian cu Raluca ar fi cel mai frumos cuplu, se potrivesc și se și plac. Stai liniștit, Flavius. Nu-mi pușcați mesagerii, așa scrie, n-am ce să fac. Respect pentru Eli. Și-a înghițit lacrimile și-a negat sentimentele și durerea, a tăcut când îi venea să urle, a vorbit când îi venea să se ascundă, a zâmbit când omul drag a lovit-o. Nici un pic de orgoliu, nici o victimizare, doar un munte de demnitate. Cristian, ajunge, am înțeles și noi și toată planeta că n-o placi. Taci. Mulțumesc, vă mulțumesc că m-ați înțeles în sfârșit. Cătălin, de ce pe publicitate îi șopteai mamei tale că dacă o alegea pe Eli, acum totul era bine? Nu m-a referit, așa s-a înțeles poate, dar nu. Dar ce ai zis? Eu știu mai bine pe cine. Ai zis, ce ai zis? Pe publicitatea cu? Nu știu pe care, pe o publicitate. Nici n-am vorbit. Pe cine placi cu adevărat? Eli, mult prea repede ai pus armele jos, te rog, privește-l în ochi, în ochi, în direct și spune că nu simți și nu ai simțit nimic pentru el. Poți? Vă iubim și suntem alături de voi. Deci, să fie clar așa, eu am spus încă de la început, în caz că îmi va place o fată și va avea un cuplu, eu nu mă voi mai uita la ea. Orice ar fi, pot să fiu topit după ea, deci toată lumea să stea liniște, eu aștept grupul. El nu mai are un cuplu, hello! Nu contează, a avut un cuplu, niciodată nu mai are! Nu o să fac un cuplu cu o fată care a avut un cuplu, așa sunt eu. Dar ce are, mă, fui ciumată, conceptele mele, nu, așa sunt eu. Deci o fată care a avut un cuplu, niciodată nu o să aibă trecere în fața. Nu pot să fac această chestie, pot să fiu topit după acea persoană. Respectul față de om, față de tot. Păi ce respect? Că omul ăla nu... Nu mă interesează, nu pot și punct. Omul ăla de bună voie a pus punct. Eu aștept februarie și gata. Dacă nu simte el, înseamnă că nu mai simte nimeni din casă? M-am referit la general. Nu mai la ei, că nu... Eli, poți să zici ceea ce te-a rugat mesajul? Să privești în ochi și să spui că nu... Dar nu are sens. Am zis ce a fost de zis și e gata. Micuță Eli, aseară ai fost bestială. Am așteptat și a meritat. Bestia din mine vrea îngerul din tine. Te pupă același A. Dănuț, trezește-te din somnul prostiei. Pierzi susținerea noastră, dragonii. Știu, mi-am dat seama, dar până la urmă de fac ce? Ceea ce simt. Ce prostie? Păi, știu la ce prostie se referă când... Care? Așa, cu notare, cu jurizare, cu... Crezi? Multe lucruri, da. Păi tu de ce spui că ți-ai dat seama? Dacă tu zici că ești obiectiv și că asta ai făcut. De ce spui că mi-am dat seama? Poate pentru ei par prostii, dar pentru mine par obiectiv. Păi da, dar tu că mi-am, știu, mi-am dat seama. Păi ca și cum recunosc că ai făcut o greșeală. Nu, mi-am dat seama de reacția asta a lor negativă la adresa mea. Care reacția negativă? A dragonilor. Că se simte dezamăgit pentru ce fac eu, dar până la urmă eu fac ceea ce simt. Păi da, dar poate n-are legătură cu jurizarea, că ăsta e doar un mesaj venit astăzi. Eu am luat așa în ansamblu, mă refer și la jurizare, mă refer și la anumite gesturi, mă refer și la anumite activități, mă refer așa în ansamblu. Cu totul, luat așa de cap-coadă, de la A la Z. Nu mă refer doar pe un segment anume. Cristian, te duci de vreme la somn ca să-ți faci planul pentru emisiunea de a doua zi? Ești un actor bun. Boss, revino-ți. Noi, care te cunoaștem, știm ce-ți poate pielea. Sper să se termine filmul tău cu happy end. Vezi că nu poate să ducă așa mult. Ea e un înger pe pământ. Eli, ce se întâmplă cu el în direct este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Dar tu știi asta. Ești mult mai matură decât arăți. Bravo, provoacă-l și va fi al tău. Nu are ce să-mi facă nimic. Hai să vedem ce se mai întâmplă cu fetele, pentru că